foarte mult contează apa cu care te speli pe păr. Mi-am dat seama că orice tratament aș folosi de păr, orice șampun, dacă apa cu care mă spăl, clor, metale grele, alte lucruri care o să depună pe păr, nu contează. Acum e ciudă că am venit să stăm o lună la mare, mi-am luat pijamăluța de acasă, dar nu mi-am luat capul de duș. Așa că mi-am comandat unul nou, tot de la Osmotica, știți că vi l-am mai arătat și în trecut. Și este un cap de duș presurizat cu filtru 2-in-1. Face și economie la apă. Reduce duritatea apei, rugina, consumul de apă, metalele și impuritățile. Acasă părul meu arăta de 10 ori mai bine decât acum. Deci uitați-vă un pic la el. Și nu am băgat părul în apa mării. Și nu de la asta este. Așa arată. O să vi-l arăt când îl montez, pentru că nu mă mai dispar de el. Și are aici niște bile, piatră mai fun, care filtrează și ele. Și foarte tare mi se pare și butonul ăsta de pornit, oprit, așa că nu trebuie să mai apăs pe baterie. Și atunci nu se mai modifică nici temperatura apei. Și pachetul ăsta pe care mi l-am luat eu are două filtre. Îmbă foarte ușor, deșurubezi de aici și îl scoți. Și de obicei cel pe care le folosesc e foarte murdar. E placa aceasta din inox, care folosește un unghi special, permite curgerea în spirală a apei. Și ce-i drept e că e foarte puternic jetul. Acum de-abia aștept ca părul meu să fie iarăși moale și să arate bine. Nu uitați de follow pentru noi astfel de clipuri.